Ana. Avem un avocat, un jurist cu noi în această seară. Domnule Cuculis, în opinia dumneavoastră, din punct de vedere juridic, cu ce avem noi de-a face aici? Ai documente care spun, dacă mergi pe drumul ăsta, pui la risc România, să revedem documentul. România devine vulnerabilă și interesele ei nu sunt slujite. 4, câte miliarde, că nici nu mai știm, miliarde de dolari. Dacă faci asta, în momentul respectiv, pui România, o protejezi. Erau niște avocați internaționali care reprezentau interesele României. Din punct de vedere juridic, ce e asta? Lucrurile sunt destul de simple. Privite prin prisma dreptului penal, se traduce ca fiind trădare. Dacă te uiți nepriceput, fiind la ce ați prezentat în seara asta, nici nu trebuie să faci o analiză foarte profundă. De asta se asigură asistența juridică în momentul în care intri într-o tranzacție internațională, ca să ții cont de sfaturile persoanelor respective, pentru că îmi închipui că s-au plătit niște onorarii acolo. Ori tu, dacă nu te raportezi la acele sfaturi juridice, înseamnă că ai plătit onorariile respective degeaba. Adică mai bine nu mai făceai și le făceai de la bun început după capul tău. Mergem mai departe. Știți cum e treaba asta? Dacă era o chestiune de hazard, o chestiune care nu aveai de unde să o prevezi, dar tu deja erai într-un litigiu internațional, pentru că nu trecerea în patrimoniu internațional mondial a inițiat conflictul la ICSD, respectiv litigiul de arbitraj, ci o chestiune puțin mai veche. Doamna Dăncilă a făcut o retrospectivă foarte interesantă și v-aș aduce aminte că acest caz seamănă izbitor cu cazul fraților Micula, pentru că noi nu suntem la prima năzbâtie de genul ăsta la nivel național și internațional. Noi am mai venit și am mai încălcat niște drepturi ale investitorilor din România. Doamne, dacă tot ai semnat contractul respectiv, hai să vezi, dacă vrei să te retragi, care sunt consecințele minimale pentru țară. De asta spun să se uite foarte bine cei pe care ați prezentat mai devreme aici ce scrie în codul penal la trădare, pentru că, din punctul meu de vedere, avem un parchet general care ar cam trebui să se autosesizeze pe baza acestor documente pe care le vedem în premieră la dumneavoastră. Noi nu aveam de unde să știm ce raportări făceau avocații din cauzele respective. Torcându-mă puțin mai înapoi, deci tu ai un litigiu la Curtea Internațională de Arbitraj de la Washington, în baza tratatului de la Washington și de la New York, și tu ce faci? Ești deja în culpă pentru că s-a inițiat litigiul respectiv și tu, în loc cumva să vii să ponderezi, să încerci să diminuezi, damage control se numește, că toți suntem la Washington, tu vii și îngreunezi și mai tare situația României. Soluția ideală pe care putea să o ia România la vremea respectivă, așa cum vă spunea și doamna Dăncilă, și fiind cunoscătoarea ceea ce s-a întâmplat atunci, era să suspensi procedura. Pentru că Roșia Montană intra în patrimoniul UNESCO și la vremea respectivă, și cu 6 luni după, și cu un an după. Noi am avut o problemă pe licența de exploatare inițial, dar și pe autorizația, atenție, de mediu, pentru că puțină lume vorbește de fapt de ce a pornit litigiul inițial. Pentru că ei nu primeau autorizație de mediu. Acolo existau în continuare locuințe. E adevărat că exploatarea se făcuse cu 20 de ani în urmă, dar trebuia să primești o autorizație de la Agenția pentru Resurse Minerale. Înțeleg că domnul Gigi a dat-o și s-a rezolvat problema. Și mai era o autorizație extrem de importantă, cea de la mediu, pe care ei n-o primiseră, și existau niște litigii că statul român le încărcaseră ăstora dreptul de exploatare. Ulterior deschiderii procesului la Washington, noi ne-am gândit că ar fi cel mai bine să dinamităm definitiv dosarul acesta. Colegii mei avocați au făcut acolo o raportare către guvernul României. Doamna Dăncilă s-a dus mai departe, domnule, uite, asta este situația, și pe sub mână cumva oamenii ăștia au băgat patrimoniul de la Roșia Montană.